Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la știrile Accent TV, iată care sunt titlurile zilei. Final tragic pentru un bărbat din Roșia de Amaradia. Pintea propune retragerea acreditării spitalului din Târgu Jiu. Pandurii rămân doar cu un succes în 2019. Moarte groaznică pentru un gorjan, acesta s-a dus pe câmp să dea foc resturilor vegetale, dar a ajuns să fie ars de viu. Incidentul s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni în comuna Roșia de Amaradia, iar trupul bărbatului de 82 de ani care a murit carbonizat a fost găsit de familie. Polițiști din cadrul poliției orașului Novaci au fost sesizați prin apel 112 de un bărbat din comuna Roșia de Amaradia cu privire la faptul că un bărbat de 82 de ani din localitate a fost găsit decedat în urma unui incendiu de vegetație uscată. În urma celor sesizate, la fața locului s-au deplasat polițiștii care au efectuat cercetarea la fața locului, constatând că bărbatul ar fi pus foc vegetației uscate de pe un teren proprietatea sa, situat în spatele locuinței sale, foc care s-a extins din cauza condițiilor meteo. La fața locului, un echipaj al ambulanței a confirmat decesul bărbatului, nefiind identificate urme de violență pe corp. Cadavrul a fost transportat la serviciul de medicină legală Gorj în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzelor decesului. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Potrivit legii, este interzis arderea miriștilor, stufului, tufărișilor sau vegetației ierboase fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență. Sorina Pinta va propune retragerea acreditării spitalelor de urgență din Târgu Jiu și Ploiești. Ministrul Sănătății a spus luni că va propune autorității naționale pentru management al calității în sănătate retragerea acreditării spitalelor controlate săptămâna trecută, respectiv Spitalul Județean de Urgență Ploiești și Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Pinte a explicat că acest lucru înseamnă un nou proces de acreditare pentru cele două spitale. Voi face o informare către agenție vis-a-vis de neregularitățile pe care le-am constatat vizit în spitalul, o parte din secțiile spitalului și sunt convinsă că vor lua măsurile care se impun referitor la anumiți indicatori care posibil în momentul evaluării să fie conformi. Nu mai sunt. Ministrul Sănătății nu poate să ceară imperativ, poate să propună. Asta am să fac. A spus Sorina Pintea prezentă la conferința Gravele probleme din sănătate, cât de bolnav este sistemul. Ministrul Sănătății a precizat că verificările făcute la spitale nu au fost un exercițiu de imagine, iar în timpul controlelor a întâlnit blazare. Pintea a făcut o vizită inopinată la Spitalul Județean Gorj în seara zilei de 26 martie, ca urmare a unor sesizări privind nereguli din cadrul acestei unități sanitare. De asemenea, ministrul Sănătății a stat de vorbă cu personalul medical prezent în spital la acea oră, precum și cu câțiva pacienți. Sorin Olteanu, gorjanul care și-a omorât soția dintr-o criză de gelozie, va sta după gratii 15 ani, este decizia luată vineri de Tribunalul Timiș. Sorin Olteanu va executa 15 ani de închisoare după ce și-a omorât soția cu un cuțit. Femeia a fost înjunghiată de mai multe ori, iar apoi Olteanu a încercat să-și pună capăt zilelor, urcându-se la volanul mașinii sale și izbindu-se cu ea de un stâlp de pe o stradă din Timișoara. Cei doi soți erau căsătoriți de circa un an de zile și nu aveau copii. În fața instanței, bărbatul nu și-a recunoscut fapta. Magistrații l-au obligat pe bărbatul de 30 de ani să despăgubească rudele femeii ucise cu 750.000 de lei. Fapta abominabilă s-a petrecut în Timișoara în primăvara anului trecut. Un bărbat de 68 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a amenințat-o cu moartea pe concubina sa. Incidentul s-a petrecut duminică în comuna Baia de Fier. Potrivit polițiștilor, bărbatul ar fi recurs la acest gest din cauza geloziei. Polițiști din cadrul poliției orașului Novaci au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie de 66 de ani din comuna Baia de Fier cu privire la faptul că ar avea o stare conflictuală cu concubinul său în vârstă de 68 de ani din localitate, care ar fi amenințat-o cu moartea. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul că pe fondul geloziei și al consumului de alcool, bărbatul i-ar fi adresat amenințări cu moartea femei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare și totodată polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, agresorului fiindu-i interzis să se apropie la mai puțin de 100 de metri de persoana vătămată sau de locuința acesteia. Lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pot pedepsi cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. Plasticuri, peturi, haine second hand și alte mizerii. Tot acest amalgam inestetic și urât mirositor poate fi admirat pe o parte din terenurile din zona Narciselor din municipiul Târgu Jiu.
Reprezentanții primăriei spun că terenurile din zona respectivă sunt private, iar potrivit legii, proprietarii sunt cei răspunzători de cum arată acestea. Primăria are obligația la momentul acesta de a-și rezolva această problemă acolo unde deține terenuri. Deci în zona unde primăria deține terenul trebuie să-și facă și curățenie. Problema apare acolo unde sunt cetățeni și unde sunt proprietăți private. Pe lege, la acest moment, fiecare proprietar trebuie să aibă grijă și de modul cum se întreține zona în care deține acel teren. Potrivit edilului Marcel Romanescu, zona este monitorizată zilnic de polițiști și locali, însă, din păcate, fără niciun rezultat. Primăria face eforturi și noi și am ținut permanent legătura și cu Polarisul. Avem un echipaj de poliție locală care stă permanent, dar fiind o zonă foarte mare, am stat și discutat cu domnul Florin Băluță, cu cel care coordonează activitatea de la poliția locală și mi-a spus, domnule, dacă văd mașina într-un anumit loc, e clar că nu se duc în fața mașinii sau în zona de vizibilitate să arunce. Se duc în altă zonă. Au fost trimise adrese către proprietari prin care sunt înștiințați să-și igienizeze terenurile. În caz contrar, vor primi amenzi usturătoare. Avem o hotărâre de Consiliu Local care prevede și astfel de măsuri pe care putem să le luăm cu cetățenii care nu-și igienizează proprietățile. Însă am făcut partea de prevenire. Le-am adus la cunoștință prin adrese. Am intrat în baza de date, am văzut proprietarii terenurilor respective și le-am adus la cunoștință că trebuie să-și întrețină acele terenuri, să-și le curățe, să-și le igienizeze, na, măcar o dată pe lună. Potrivit noilor reguli, dacă aruncați deșeuri pe stradă, riscați amenzi care ajung la 5.000 de lei. Marcel Romanescu s-ar putea bate pentru fotoliul de edil chiar cu Marian Rotaru. Fostul director de la primărie a revenit în politică și va conduce UNEPR Târgu Jiu, partid condus la nivel județean de Sorin Lăcătușu. Marian Rotaru a fost demis de primarul Marcel Romanescu, directorul transferat recent de la Direcția de Patrimoniu la Direcția de Protecție Socială Târgu Jiu și a pierdut locul de muncă după ce Comisia de Disciplină l-a găsit vinovat în speța pedicură la birou. Se pare că pe Rotaru nu-l interesează contestațiile și va fi din nou candidat la alegerile din 2020. Deși la precedenta bătălie electorală, fostul primar de la Lele s-a situat mai bine decât candidatul PNL, Romanescu spune că îl respectă pe omul politic Rotaru, dar nu se teme de o astfel de confruntare. Cred că e mai bun ca politician decât poate a fost ca director. Mă gândesc și poate este mult mai bine această haină de politician. La ultimele alegeri la care a participat, eu nu eram candidatul Partidului Național Liberal. A fost altcineva candidatul Partidului Național Liberal și domnul Marian Rotaru, fără ca să-i iau nimic din meritele pe care le-a avut în acea campanie electorală, a profitat și de această situație. Profitat așa cum se întâmplă în politică. Fiecare profită de modul de strategia unei alte formațiuni. Dânsul a candidat și a avut, cred că, o susținere destul de importantă din partea electoratului nedecis la acel moment, electoratului care avea alternativă Rotaru sau Lupulescu. Rotaru a obținut un procent de 14% la alegerile locale din 2016, dar a acceptat apoi postul de director al Direcției Publice de Patrimoniu a Primăriei Târgu Jiu. Prefectura Gorj va sărbători anul acesta pentru prima dată ziua instituției prefectului. Evenimentul va avea loc marți 2 aprilie în sala Maură, în cadrul unei ședințe festive a Colegiului Prefectural. La eveniment sunt așteptați să participe foștii prefecți ai județului din 1990 încoace. Totodată va fi organizată ziua porților deschise. Am pus la cale câteva manifestări. În primul rând vom avea ziua porților deschise. Începând cu ora 9 dimineața, îi așteptăm pe cetățenii din Gorj, din municipiul Târgu Jiu, să ne treacă pragul. Până la ora 12 vom avea ușile larg deschise. Ne dau o mână de ajutor și colegii noștri din MAI, pompierii, poliția și jandarmeria vor veni în piața prefecturii cu câteva autospeciale. După ora 12 începe evenimentele în sala Maură. La ora 13 mai exact vom avea ședința festivă a Colegiului Prefectural, acolo unde am invitat toți foștii prefecți din 1990 până în prezent.
Să sperăm că va ieși un eveniment așa cum ni-l dorim noi, de o mare importanță pentru instituția noastră în primul rând, dar și pentru cei care au fost prefecți de-a lungul timpului. De asemenea, va fi inaugurată Galeria Prefecților Județului Gorj. Ziua instituției prefectului a fost instituită prin legea numărul 348/2018, în semn de recunoaștere a rolului și meritelor acestei instituții la dezvoltarea economică, culturală și socială a României. Pandurii Târgu Jiu a fost învinsă la Timișoara și este din nou la 3 puncte de retrogradare. Gorjenii au pierdut cu Ripensia scor 2-1 într-un meci disputat în Ciarda Roșie. Bărățenii au deschis scorul minutul 9 printr-un gol norocos al lui Stoia, a cărui centrare l-a depășit în aer pe Costache. Ripensia și-a majorat avantajul în partea secundă, Dumitel în scrin din care după o pasă lobată a lui Stoica. Pandurii a dat replica în minutul 76 în urma unui corner, când Oița a reluat în plasă o deviere a lui Brânzan. Nu am avut atitudine corespunzătoare ca să cucerim puncte azi. Am luat și goluri pe două greșeli mari ale defensivei noastre. În finalul de meci ne-am apropiat. Din păcate, am făcut greșelile pe care le-am făcut în apărare. Este un meci pierdut în primul rând datorită nouă și atitudinii pe care am avut-o. La un joc în deplasare, altfel trebuia să ne concentrăm și să avem mai multă atitudine și efort, a declarat antrenorul Adrian Bogoi. Următorul meci al gorjenilor va fi împotriva unei alte formații din Timișoara, ACS Poli. Comportare bună pentru atleții de la CS Pandurii la campionatul național de semimaraton. Sportivii gorjeni s-au întors cu 3 medalii de la întrecerea de la Buzău. Legitimată la CS Pandurii și pregătită de Ion Bur, atleta Alina Bunariu a cucerit aurul la tineret. De asemenea, fetele de la Clubul Gorjeni au devenit vicecampioane naționale la aceeași categorie de vârstă. Este vorba despre Alina Bunariu, Mihaela Cepoi și Mihaela Ciovee. Pandurii s-au mai întors cu o medalie de argint la juniori, unde au concurat Cristi Brujan, Ionus Bucă și Eduard Eremia. Proba de senioare la semimaraton a fost câștigată tot de o gorjeancă, Andreea Pâșcu. Sportiva formată la Târgu Jiu de antrenorul emerit Ion Bur evoluează acum pentru Știința Bacău. Doamnelor și domnilor, știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Ana Maria Iang, vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți seară frumoasă pe mai departe.